Vești bune pentru pensionarii, banii pentru plata pensiilor înainte de Paște au fost virați integral către Poșta Română vineri. Plata s-a făcut în trei tranșe încă de săptămâna trecută, prima tranșă fiind virată în data de 25 aprilie, iar celelalte două vineri de către Casa Națională de Pensii. Poșta Română a anunțat deja că a început distribuirea în avans a pensiilor pentru luna mai. Valoarea totală a pensiilor este de peste 9 milioane de lei, astfel vârstnicii nu vor mai sta cu griji și se vor bucura de sărbători pascale liniștite în acest an.